aceea le ține deschise către ceea ce își propune întâlnirea de față, să cultive vibrația, sentimentul, trăirea firească, la întâlnire cu un om capabil cu adevărat de virtuțile prieteniei și care astăzi se înfățișează înaintea noastră în chip deschis și luminat cu această carte frumoasă, Nicolae Bud, Comorile prieteniei. Din acest punct de vedere, vă rog încă de la început, într-o democrație totală, instituțională, să ne iertați pe cei care ați venit din alte considerente, dacă sunteți. Aici trebuie să rămână numai prietenii cărții și prietenii lui Nicu. Văd că nu ne părăsește nimeni, deci bine ați venit tuturor. Suntem încântați să găzduim astfel de momente și mulțumim autorului că prin această relație pe care o are cu domniile voastre v-a adus încă o dată la noi. Unii sunteți la capitolul frecvență ridicată în relație cu biblioteca, alții veniți mai rar, dar bine. În consecință, pentru mine, ca păstor al acestei instituții, și acum preiau și eu din ce mai zice Preasfințitul Iustin, pentru că m-a gratulat cu o formulă ce îmi este deja în față ca o țintă de viață, numind biblioteca o catedrală a cărții. Încântătoare sintagmă pentru o instituție de cultură și cunoaștere. Mă bucur să putem umple nu doar cu expresia fizicului nostru spațiul acestei săli, obișnuit cu multe frumoase rostiri, și să putem umple cu sentimentele acestea colosale cu care ne-a înzestrat bunul Dumnezeu de a putea asculta, căci avem o singură gură și două urechi, iar acel doi înseamnă semnul multiplului. Totdeauna într-o mulțime, într-o comunitate, e firesc să vorbească oamenii civilizați și pe rând cu o gură și ceilalți să asculte. Psihologii încă n-au putut decela ce se întâmplă în fiecare om, câtă triere, câtă analiză e în fiecare om țintită spre cel care vorbește. Probabil că aici e încă un miracol divin, întrucât vorbele merg și vin și trec prin niște filtre intime, atât de complicate, așa cum orice semnal din corpul nostru trebuie să parcurgă, înainte de orice reacție, aprobarea din sistemul nervos central. În rest, nu se întâmplă nimic. Mă uit și văd că ați venit cu chipurile luminoase. Și asta e o bucurie. Și pentru mine, și pentru autor, și pentru noi, cei care ne-am așezat aici, unde de regulă această incintă de agoră se numește prezidiu, e un fel de a accepta funcția de președinte colectiv. Vom fi un președinte colectiv cei așezați aici, în sensul că vom avea o anumită prioritate a rostirii, deschizând însă apoi cuvântul către toți cei ce vor dori să se exprime. Sigur, sub semnul timpului. Dar timpul acesta are două conotații. Grecii ne-au învățat că e foarte important cronosul și după cronos Noi vrem în maximum o oră și jumătate să terminăm și să continuăm discuțiile în locul acela în care se întâmplă întâlnirea frumos definită de aceeași biserica noastră, agapa frățească. Din agoră în agora cu agapă frățească vom continua și acolo pentru a fi sub semnul lui Cronos bine definiți. Ce depășește o oră și jumătate riscă să cadă în neatenție din punct de vedere al capacității creierelor noastre. Și sub semnul lui Kairos. Kairos este varianta calitativă a timpului. În timp scurt, să faci mult. Cea mai importantă expresie umană a lui Kairos este evrica. Am descoperit. Oamenii care descoperă, văd aici și inventatori și mă bucur să-i simt aproape. Oamenii care descoperă, care cercetează, care fac ceva în viață, categorie din care cam cu toții faceți parte, pentru că ați venit aici cu portofolii de suflet și portofolii profesionale încântătoare. Oamenii aceștia pot să spună că au trăit o viață sau că mai trăiesc o viață sub semnul lui Kairos, a calității timpului care curge. Pentru că acest timp nu curge egal. Așa cum Sașa, în studiul lui de aici, ne-a dat și exemplu foarte clar matematic. Vârsta Universului și vârsta omului și jocul foarte frumos, felicitări, Sașa, pentru asta. Așa putem să ne jucăm fiecare când vorbim de vârste. Cartea, sigur, pune în atenție borna de 65 de ani, pe care Nicu a făcut-o în anul trecut, dar această carte, ca toate cărțile mari și adevărate, nu s-a scris ușor, pentru că scriitorul este colectiv. Și oamenii mai întârzie, plus că, fiind atât de frumoasă, să înțelegeți și să realizați că o carte atât de frumoasă editorial și tipografic, felicitări tipografiei Ceconi, nu are aceeași viteză de realizare ca și o carte dată la o sculă de multiplicat automat în care iese și își face drum. Dar destinul cărții este pecetluit bine. Habent sua fata liberii. Cărțile au destinul lor, spuneau latinii. Cartea aceasta are un destin vechi și nou. Un destin vechi. Pentru că aici este o culegere de panegirice, adică acele cuvinte frumoase pe care în istoria culturii și literaturii noastre, într-o vreme în care noi românii nu ne cunoșteam unii pe alții cultural, că n-aveam căi de comunicare și contacte, n-aveam nici indici de autoritate, ci aveam numai indici de supunere imperială, ei, în vremea aceea, ca să se poată cunoaște primele ziare, au cultivat medalionul. Și după aceea panegiricul, atât pentru persoane în viață, cât și, mai ales, pentru persoane plecate în lumea de dincolo, ca un fel de rămas bun, de aură ce se țese în jurul unei personalități cardinare care merită a fi pomenită în public. Panegiricul a cam apus o vreme. Închipuiți-vă că știți foarte bine că nici vorbă de alte panegirice decât laudă conducătorului iubit într-o anumită perioadă. Aveți o vreme să ne descoperim și să ne redescoperim această virtute a relației și a prieteniei, în sensul în care să vorbim bine despre celălalt. Și acesta este principalul aspect al binelui pe relația om cu om. Celelalte vin după aceea. Sigur, nu vorbim aici, sunteți prea sfințitul și prea cucernici și prea cuvioși de față, care aveți foarte bine înrămat în chipul interior al binelui acest sens al lui, încât nu voi încerca eu să dau lecții. Fac această introducere doar pentru a așeza un prolog la început de monologuri și dialoguri, pentru că între multele înclinații pe care le avem noi oamenii, cele mai importante sunt teotropismele, înclinația spre Părintele nostru Dumnezeu, și apoi antropotropismele, înclinația omului către om, către ceilalți oameni. Și aici este un om privit de ceilalți oameni, un om în lumina faptelor sale, pe de o parte, fiecare amintește ceva și concret din istoria unor relații, un om care trebuie să se bucure, chiar dacă singur și-a pornit gestionarea unei astfel de lucrări. Și, dragii mei, acum când am încheiat în anul trecut facerea unei cărți, 100 de ani de la Marea Unire, 100 de personalități maramureșene care au făcut istorie, pot să mă mărturisesc și o fac cu demnitate și curaj față de dumneavoastră, față de oricine, că biografismul este cel mai important element al istoriei. Că istoria nu se face de la sine, nu se face cu mulțimi, pentru că mulțimile adunate undeva pot fi manipulate și manipularea este emblema numărul 1 a perioadei de viață pe care noi acum o trăim, iar adevăratele elite uneori sunt oamenii concreți, corecți, organizați, discreți, făcători de bine la tot pasul. Oamenii aceștia sunt performerii acestor timpuri și dacă nu sunt înrămați. Va veni o vreme să fie așezați în rame. Până atunci e minunat că ne regăsim unul către altul, suflet către suflet, că simțiți prețuire și că din prețuire ați venit aici, acum. Întrucât ziceam, există o presiune a timpului și deoarece sunt și alte evenimente, inclusiv Preasfințitul și câțiva dintre cei ce îl însoțesc, trebuie să fie prezenți la catedrala noastră episcopală, cu ocazia unui eveniment important, cultural acolo, ce are la bază semnificațiile icoanei ortodoxe. Voi începe rugându-l pe Preasfințitul Iustin, în calitate de stăpânul și arhiereul nostru și în calitate de, pentru Nicu Bud, s-a scăpat să spună, de prieten. Acum, dacă zice Comorile prieteniei, Preasfințite, n-avem ce face. Greutatea caratelor pe care dumneavoastră le reprezentați este certă. Vă invit, vă rog. Mulțumesc. Iubite prietene, Nicolae Bud, domnule director, preacucernici și iubiți părinți, prestigios auditoriu. Fără îndoială că biblioteca noastră județeană Petre Dulfu, titoria de suflet a domnului director Teodor Ardelean, este o catedrală a cărții, o catedrală a culturii. Cele mai prestigioase evenimente culturale se desfășoară la bibliotecă și la catedrală. La catedrala cărții și la catedrala spiritualității. De aceea suntem bucuroși și onorați astăzi să participăm la acest eveniment de suflet, când biserica este în postul cel mare și sfânt. Este o săptămână duhovnicească. Deci, spunem, tot postul este duhovnicesc, dar prima săptămână este duhovnicească, este cu o trăire și o slujire mai intensă și o participare a credincioșilor la biserică mai intensă. De aceea, această lansare culturală întregește spiritualitatea noastră bisericească. Orice activitate culturală se întretaie cu activitatea spirituală. Până la urmă, este vorba despre cuvântul frumos, cuvântul cel bun, cuvântul adevărat, cuvântul care dă viață. Pentru că însăși cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a devenit om, întrupând cuvântul lui Dumnezeu prin vorbirea lui față către față. Ne-a vorbit nouă Dumnezeu prin Fiul Său, cuvântul lui Dumnezeu întrupat. În lumea aceasta, tare puține cuvinte frumoase și bune mai auzim. S-au înmulțit cuvintele urâte și rele. S-au înmulțit urâtul în ce privește exprimarea. S-a degradat fără egal. Niciodată n-a fost mai degradat cuvântul decât este acum. și folosit aproape exclusiv în mod degradant și înjositor pentru ceilalți. Este o bucurie, este o sărbătoare să vezi că sunt oameni, prieteni ai lui Nicu Bud, prieteni ai noștri, oameni buni, oameni luminoși, oameni frumoși, care mai găsesc resurse interioare să nobileze cuvântul și să-l înfrumusețeze și să transmită lumină. Până la urmă, biserica este singura instituție care consideră cuvântul sacru. Mântuitorul spune, pentru orice cuvânt vorbit în deșert veți da seama. Biserica promovează cuvântul frumos, cuvântul sacru, cuvântul nobil, cuvântul care zidește. Este o, însă și o emisiune de televiziune și în expresie, în scris, se folosește acest termen. Cuvântul care zidește. Pentru că, până la urmă, suntem ceea ce vorbim. Unii spun că suntem ceea ce mâncăm, să nu intrăm în lucrul acesta. Suntem ceea ce gândim, ceea ce vorbim și suntem ceea ce transmitem în societate. Ori, cartea aceasta este un buchet de... Frumos este titlul, Comorile prieteniei. Un buchet de sentimente pe care le-au așternut prietenii lui Nicolae Bud în acest volum, al 11-lea, nu? Sau câte 10 sunt până acum, am uitat pe un desfășurător, parcă sunt 10 titluri semnate de Nicolae Bud și acesta este cu un autor comun, spune domnul director. Poate ar fi mai multe, m-am uitat eu acolo pe un desfășurător. Sunt cuvinte frumoase, sentimente adevărate și o evaluare a personalității lui Nicolae Bud. Ce are mai frumos și mai prețios Nicolae Bud este cultivarea prieteniei. Cu oameni de toate categoriile sociale. De la oamenii lui Dumnezeu sau oamenii bisericii, slujitorii bisericii, pentru că în această calitate a fost cooptat și în adunarea eparhială și adunarea națională bisericească, de la oamenii bisericii, în alta ierarhie, are o felicitare de la Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, un mare și rafinat teolog al Ortodoxiei universale, până la preoții simpli de țară, până la monahii cuvioși din mănăstiri, simpli și anonimi, și monahiile, că avem și mănăstiri de măicuțe, Nicu Bud a cultivat și în domeniul spiritualității noastre ortodoxe românești, în domeniul cultural și în domeniul profesional și cu oamenii de presă, și cu conducătorii instituțiilor, a cultivat prietenia. Și aceasta l-a ajutat să facă mult bine. În al preasfințitul Iustinian este citat acolo, pe copertă, spune că Nicolae Bud a făcut mult bine și dezinteresat. A făcut mult bine și nu vreau să uit, să amintesc că prietenia noastră s-a intensificat și prin lucrarea la Catedrala Episcopală, care a presupus eforturi numai de Dumnezeu cunoscute și mai este nevoie de eforturi până la finalizarea ei, pentru că va fi monumentul de arhitectură al municipiului și al nord-vestului, fără îndoială, fără, o spun cu o mândrie nepăcătoasă, că nu e al nostru, e al poporului lui Dumnezeu și al bisericii și a neamului. Deci a contribuit la catedrala noastră și alături de instituțiile și personalitățile care vor fi trecute pe cele două plăci de marmură la finalul lucrărilor, va fi și numele lui. Apoi a cultivat prietenia ca să facă bine, fără să facă politică. Au avut prieteni și în dreapta și în stânga, așa cum încercăm și noi, oamenii bisericii. Noi nu putem să fim asociați cu partide. Și avem prieteni în toate zonele, și în instituții, și în politică, și între demnitari, și în oamenii de cultură, pentru că Folosim prietenia să ajutăm instituția pe care o conducem, că altfel nu se poate lucra în societate dacă nu creăm o comuniune de idei și de fapte. Acesta este Nicolae Bud și pentru aceasta are atât de mulți prieteni și îl prețuiește toată lumea și parcă suntem geloși, că nu-l urăște nimeni. Poate că îl invidiază unii. Nu. Că a știut, repet, a știut întotdeauna. În plan bisericesc, când eu discutam, că discut cu oamenii apropiați și cu prietenii de multe ori și din atmosfera bisericească și din administrația bisericească. Când eu eram pornit să sancționez un preot, Nicolae Bud întotdeauna încerca să mă tempereze, nu să mă... Nici atâta discreție a avut în evaluarea preoților, încât n-a avut vreun cuvânt rău față de un preot, niciodată. Nu l-am auzit. E o mărturisire, suntem în prima săptămână a postului. Și când erau zvonuri și povești, Nicolae Bud încerca lucrurile să le tempereze. El a avut un cuvânt bun întotdeauna. Și pentru aceasta l-am prețuit și îl prețuiesc. De aceea suntem și prezenți aici. Am făcut atât de multe lucruri bune împreună noi doi. A făcut cu atât de mulți dintre părinții noștri, cu atât de mulți oameni de cultură. Și pentru că are 65 de ani de viață, ceea ce este, să spun, o tinerețe în vremea noastră, că speranța de viață a crescut, nu? Zice psalmistul că vârsta omului 70 de ani, pentru cei în putere 80 de ani. Dar mitropolitul Antonie Plămădeală, la 80 de ani, când i-au spus treaba aceasta, zice, bine, bine, dar a zis psalmistul, n-a zis Dumnezeu. Și psalmistul nu. A zis psalmistul. Dumnezeu poate să o trăiască 100, 105 ani au trăit unii, 110 ani. Deci dorim ani mulți cu sănătate și să îl răsplătească Dumnezeu pentru binele care l-a făcut, pentru inima bună care o are, pentru prietenia și frumusețea prieteniei pe care o întreține și să ne dea Dumnezeu bucuria să ne întâlnim și la 70, 75, 80, 85, 90, 95. Un alt preasfințit Iustinian s-a oprit la 96. A zis către mine, tu, Iustine, să trăiești mai mult decât mine. Nu știm ce se va întâmpla. Nu știm ce se va întâmpla, că viața e grea. A zis, în ce privește folosirea timpului și a calității lucrării, eu la instalarea mea am spus să lucrăm mult, repede, adică cu spor și bine, că viața e scurtă. Chiar dacă e 100 de ani, tot e scurtă în raport cu veșnicia. Să-i dea Dumnezeu sănătate, noi îl prețuim și la mai multe cărți. Dar știți că i-am spus, a fost cu mine la o masă de prânz, când ne-a prezentat cartea și i-am citat din Eclesiast, 12:12. Scrierea, fiule, zice înțeleptul Solomon, scrierea de cărți nu se termină niciodată, iar învățătura de carte presupune multă osteneală. El nu se va opri din scrierea de cărți, cu siguranță, și îi dorim spor și ajutor de la Dumnezeu, îl prețuim, sănătate multă și la mulți ani. Mulțumim pentru noua carte, pentru toate cele bune. Vă mulțumim, preasfinția voastră. Suntem bucuroși și trăim chiar o stare de fericire că în Baia Mare avem episcopie și că episcopia este ca atare mai aproape și episcopii ne sunt aproape. Am avut privilegiul să-l avem pe înțeleptul Iustinian, care era înțelept văzut și în Sfântul Sinod, și îl avem lângă noi mereu, la momente, evenimente, expresii cardinale ale cronosului și kairosului în viață, pe preasfințitul doctor Iustin, episcopul nostru, care ne este foarte drag. Eu mărturisesc că mă lupt cu fiica mea să-i demonstrez că mie mi-e mai drag Iustin decât ei, dar nu știu dacă pot demonstra, pentru că ea e îndrăgostită în primul rând de voce. Vă zic că nu există niciun ierar în România. Noi ascultăm și Trinitas și urmărim și emisiuni de acestea cu o voce atât de frumos timbrată, care face atât de plăcut discursul, logosul divin, scripturistic, biblic, așa cum e în vocea preasfințitului. Ca să mai lăudăm și alte persoane, să nu fie laudator unidirecționată spre sărbătoritul de astăzi. Știu că și părintele consilier... Rămâne, să nu rămâne spre... Rămâne? Da, atunci rânduim altfel. Dacă are timp să-și ajungă. Atunci ne desfășurăm așa cum am gândit dintr-un început, adică îl invit la cuvânt pe domnul profesor dr. Adrian Sabău, pentru că dânsul este înscris și în matricea existențială a acestei cărți, fiind coordonatorul acestei lucrări și cultivatorul virtuții prieteniei în format editorial clar. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență și cred că și domnul Bud se bucură să vadă atâția oameni alături de dumnealui. Dintre toți cei alături de care am onoarea să stau la masă, cu siguranță îl cunosc de cel mai puțin timp pe domnul Bud. Îl cunosc abia din 2011, cred cu convingere că toți ceilalți îl cunosc dinaintea mea. Îl cunosc însă de suficient timp încât să pot să spun despre el lucruri din fericire foarte frumoase, foarte bune. Am colaborat cu Biblioteca Județeană în urmă cu 5 ani pentru realizarea volumului biografic dedicat tot domnului Bud la împlinirea vârstei de 60 de ani. Îl cunoșteam atunci de mai puțină vreme decât îl cunosc acum și am avut oarecum rezerve, recunosc, am avut rezervele pe care le-am față de orice politician. Am încercat să fiu cât mai ponderat în discurs și să nu recurg la un ton encomiastic pe care să-l regret mai târziu. Din fericire, după încă 5 ani de experiență împreună, pot să spun că nu m-am înșelat în niciun fel. Atunci am spus în carte că prețuiesc la dânsul mai presus de orice un soi de rigoare pe care am spus eu, inclusiv nemții ar fi invidioși. N-am cunoscut pe nimeni care să fie mai organizat și mai riguros decât domnul Bud. Am spus de asemenea în volumul din urmă cu 5 ani că am convingerea fermă că dumnealui prețuiește sincer educația și biserica și cred că nu m-am înșelat nici din acest punct de vedere. Așa cum am spus înainte, după încă 5 ani de experiențe comune în care am construit foarte multe lucruri împreună, pentru că are vocația prieteniei despre care vorbește toată lumea, dar domnul Bud are și vocația constructorului. Am făcut o mulțime de lucruri bune împreună, de care mă bucur, pentru care sunt mândru. Am învățat o mulțime de chestii de la domnul Bud. Am primit, de fapt, niște lecții, în un fel. Lecția, de exemplu, lecția răbdării, lecția echilibrului, a discreției. Sunt lucruri pe care le-am învățat greu și oarecum, uneori intrând și în polemică cu dânsul, chiar de la el. Îi mulțumesc pentru toate acestea, vă mulțumesc foarte mult, vă apreciez foarte mult și sper să colaborăm în continuare și să realizăm împreună în continuare lucruri minunate. Și în urmă cu 5 ani și acum am fost impresionat, lucrând la cele două volume, de felul admirabil în care oamenii scriu despre domnul Bud și de admirația cu care scriu despre domnul Bud. Mi se pare extraordinar că oameni din categorii socio-profesionale atât de diverse îl percep într-un tip absolut minunat. A spus asta și preasfințitul. Avem studenți, profesori, medici, preoți, politicieni, sportivi, oameni de afaceri, scriitori, critici literari, academicieni, episcop, patriarhul însuși, patriarhul Bartolomeu însuși, scrie într-un mod minunat despre domnul Bud cu ocazia împlinirii a 65 de ani. Dacă veți citi acest volum, că există riscul la un eveniment de felul ăsta să devii extrem de subiectiv. Având în vedere că în acest context eu sunt și coordonator al cărții și am o responsabilitate dincolo de ceea ce simt direct pentru domnul Bud, vreau să spun că ar trebui să vă uitați la cartea asta acasă. Știu că cei mai mulți dintre noastre îl cunoașteți, că de-aia sunteți aici. Și aveți impresia asta că știți despre cine vorbim și oarecum nu ați putea avea surprize sau revelații. Eu zic că ar trebui să vă lăsați oarecum provocați de carte, pentru că veți descoperi lucruri, veți descoperi o personalitate foarte complexă și latura ale personalității pe care probabil nu le simțiți. Eu am avut chestia asta. Și deși am spus înainte că cunosc de cel mai puțin timp dintre toți cei de aici, cred că în ultimii 7-8 ani am colaborat mai mult ca oricare dintre cei de aici cu dânsul. Deci chiar îl cunosc, îi simt aspirațiile, frământările, dezamăgirile, bucuriile și cu toate astea, centralizând materiale în acest volum, am descoperit lucruri pe care nu m-aș fi gândit că le voi descoperi. Deci dacă veți citi, veți descoperi indiscutabil un familist convins, un profesionist, un filantrop, a spus asta și preasfințitul Iustin înainte, un bun român. Veți descoperi comorile prieteniei în toată profunzimea și în toată splendoarea și veți descoperi probabil că cea mai de preț comoară pe care domnul Bud a acumulat-o până la vârsta de 65 de ani, cu toate că a acumulat foarte multe, și din punct de vedere material, și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere profesional. Probabil, totuși, cea mai de preț comoară pe care a acumulat-o până acum este cea a prieteniei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule profesor! Profesorul Sabău, un tânăr care ne este drag. Știe că îl iubesc și eu și colegii mei de la bibliotecă. Este meticulos, studios. Probabil că unele lucruri le-a învățat și de la Nicu Bud. Aici suntem câțiva oameni de la care Nicu Bud a învățat. Tu ești unul dintre ei. Și mă uit și la Ioan Mircea și mă uit și la domnul director Dinu Pascu și mă uit și la alții. Și apoi suntem cei pe un palier de relație, că învățam împreună de la mersul lumii și al lucrurilor și încercam să ne înzidim în așa fel încât nu să urcăm în turnuri de fildeș, dar să construim ceva de tipul construcției ideatice despre care într-un titlu superb Lucian Blaga vorbește. E o carte de aforisme. Pietre pentru templul meu. Vă rog să nu vă supărați, părinților, ce fac aici. Că știu că nu fac un sacrilegiu. Dar spun, pentru că și cultura ridică temple, nu numai bisericile. Pietre pentru templul meu însemna bucăți, cărămizi de cunoaștere pe care el le-a folosit scriindu-și opera și care au însemnat o satură esențială pentru a construi un sistem filozofic și de înțelegerea lumii. Dar fiecare în parte, poate că nici nu ne-am dat seama uneori, construim un propriu templu al nostru. Este templul sufletului nostru pentru care facem cele mai mari eforturi cu putință. E bine că noi toți am crescut prin carte. Discutam cu Nicu Bud de mai multe ori, inclusiv astăzi. Ce va mai fi oare în viitor cu cărțile? Mai scriem cărți până când va fi vremea cărților. După care, probabil că ne-am lăsat. Vremea cărților va fi mai bătrână decât noi. Noi ne vom duce și cărțile vor rămâne. Chiar dacă nu se știe câtă vreme vor rămâne și în ce format de carte. Noi toți suntem oameni formați prin carte. Ce greu se face omul om. Ce greu își face omul zidirea propriului templu. Probabil tot atât de greu ca poporul ales al lui Dumnezeu care l-a făcut și s-a ruinat și iar l-a făcut. Și unde e templul poporului ales astăzi, dacă nu în templul fiecărei credințe, a fiecărui neam, dintre toți oamenii, cei care nu uită că avem un Părinte Ceresc. Eu nu contest spusa domnului doctor Sabău că cea mai importantă virtute e a prieteniei, dar am și eu clasamentele mele și am impresia că cea mai importantă virtute este cultivarea mântuirii. Și există două feluri de mântuire. Mântuirea în sensul lucrării noastre pentru a avea ce? Un bun nume între oameni care fiecare în parte vrea să îl aibă sub formă de renume și un bun nume la Dumnezeu. Bunul nume la Dumnezeu e clar, definit convențional mântuire. Bunul nume printre oameni sau renumele nu mai este numit mântuire. Pentru că în relațiile cu oamenii nu ne mântuim. Dimpotrivă, să știți că prin 1880 și ceva în America s-a pus bazele unui sistem filozofic, psihologic, numit instrumentalismul. Cultivarea prieteniei în sensul filozofiei instrumentaliste de viață, este un mare păcat. Adică dacă eu te ajut pe tine, pentru că tu mă ajuți pe mine, să nu ne încântăm amândoi că noi am fost prieteni. Ni s-a părut că suntem prieteni. Am citit cu atenție această carte. Am urmărit toate rostirile, toate relatările, toate aproximările. Inclusiv toată concepția cine să fie, de pe unde. Și evitarea unor stereotipii. Eu nu am niciun articol aici, deși sunt cel ce l-am descoperit pe Nicu Bud ca exponent politic. El era un specialist foarte bun. Unii dintre cei ce se mărturisesc aici chiar aduc vorbire despre cum l-au descoperit ca ziariști, să zicem, la mină, la Ilba, pe vremea când era inginer șef. Și director era domnul Dulfu. Da, unde e Dulfu? A ieșit. Cu toții l-am descoperit undeva sau el ne-a descoperit pe noi într-o formulă oarecare de colaborare și nu cred că un om atât de organizat cum e Nicu Bud, care niciodată nu mi s-a părut a fi precipitat, împrăștiat, cum mulți sunt, mai ales dintre cei ce cultivă creierul, artiștii, literații, sunt destul de împrăștiați, meticulos, organizat, clarificat în sinele lui și încercând să clarifice totul în jurul lui, el este ceea ce cei care ați făcut ca și mine rusă la școală, știți ce frumos se chema. Gheroi nașăvă vremenii. Un erou al zilelor noastre. Dau numai un exemplu. Țara aceasta nu mai putem zice că e bogată și știți din ce puncte de vedere nu mai suntem bogați. Țara aceasta nu mai putem zice că are, de exemplu, minerit. Ori aici sunteți câțiva și în jur de 10, dacă nu mai mulți, foști ingineri sau încă ingineri, ingineri în sensul că sufletul lor a rămas acolo, dintr-un astfel de domeniu care dă consistență vieții. Noi suntem acum cetățenii unei țări care a pierdut mai mult în ultimii 30 de ani decât în 3 războaie mondiale. N-am trecut decât prin 2. Al 3-lea a fost un război al păcii. Războiul nostru între noi, fără să fi avut război cu alții. Sau fără să fi știut că avem război cu alții. Nicolae Bud este, mulți mărturisesc aici în carte, inclusiv dintre cei care nici ei n-au nimic cu mineritul. Academicianul Alexandru Surdu, academicianul Răzvan Teodorescu și alții. Nicolae Bud este un suflet ce nu vrea să obosească nici măcar în această bătălie, pe care mulți o văd o bătălie a risipei de energie. Să mai facem ceva ce se poate pentru economia noastră, pentru ca viața noastră să nu depindă mereu de ce se întâmplă în marele echilibru al lumii, care de cele mai multe ori este dezechilibru. Acum, sigur, eu sunt cel care am încălcat rânduiala. M-am oprit eu. Dar am văzut în ochii dumneavoastră și în gestul doamnei deputat Iorica Chereca și prietena mea, mi-a făcut așa. Ce înseamnă asta? Este modus in rebus. Asta înseamnă. Este o măsură în toate. Dar noi care am trăit sau trăim prin verbul parlare, trebuie să ne mărturisim de la acest verb. Așa că pregătiți-vă voi, fetele parlamentari, să ziceți mai târziu câteva vorbe. Să nu considerați că nu vă lăsăm să trăiți sub emblema verbului latin parlo, parlare, parlavi, parlatum. Care vreți dintre voi doi să fie următorul? Rangul. Rangul câștigă. Părintele Consilier, Dr. Cristian Ștefan. Domnule director, stimați participanți la acest eveniment aniversar. consideram că, după preasfințitul, n-ar mai fi fost cazul să spun câteva cuvinte, însă domnul Bud, foarte imperativ, mi-a spus că trebuie să vorbesc și că ține să vorbesc. Dacă dânsul ține să vorbesc, atunci și eu țin să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi l-a dat. Pentru că, iată, vorbea ceva mai înainte domnul profesor de rezervele acelea față de politicieni. Pot să spun că și eu le am și le aveam, însă, în ceea ce privește domnul Nicu Bud, ele s-au risipit foarte repede. Pentru că, încă din începutul activității mele în preoție, am avut, iată, acest privilegiu de a conlucra cu domnul Nicu Bud pentru lucruri destul de importante. S-au perindat mulți politicieni, cum se întâmplă de obicei, mai ales în bisericile noastre. Sigur că îi primim pe toți, nu avem cum să nu-i primim sau să-i scoatem afară, dar dânsul a fost printre puținii, dacă nu singurul, care și-a respectat promisiunile. De fiecare dată, când dânsul promitea ceva, se și împlinea. Ceea ce a făcut, ca atât eu, cât și cei pe care îi păstoream, să-l prețuiască. Poate nu totdeauna cum aș fi vrut să-l prețuiască. Pentru că și noi preoții, din păcate, în ziua de astăzi, nu știm care sunt adevăratele motive. Poate nu mai suntem ascultați ca și altă dată de către credincioșii noștri. Și de multe ori mă consumam pentru că aș fi vrut mai multe voturi pentru dânsul, de exemplu, pentru că le meritam. Însă lucrurile au fost cum au fost și se pare că atunci oamenii nu toți știau să aprecieze adevăratele valori. Speram că în timp ei se vor mai deștepta, însă zilele de astăzi ne dovedesc că nu prea am progresat în acest domeniu, ci din potrivă pot fi foarte ușor influențați oamenii într-un fel sau altul. De aceea, iată, uitându-ne un pic și peste biografia domnului Nicolae, vedem că este, așa cum spunea preasfințitul, un desfășurător destul de vast, începând cu studiile, continuând cu activitatea sa în câmpul muncii, activitatea științifică, dar, cum am spus, poate sunt la superlativ, însă eu, așa cum țin să repet, l-am cunoscut în această postură de parlamentar, adevărat, pentru cei care i-au dat voturile ca să reprezinte în cel mai important for al țării noastre. Sigur că acest titlu al cărții este foarte frumos, Comorile prieteniei. Este foarte adevărat, prietenia este o comoră. Și fiecare dintre noi aici suntem considerați prietenii dânsului. Deci, cu alte cuvinte, sunt mai multe comori prezente aici și dacă le-am asociat și le-am adunat, am putea să spunem că este doar o mică parte din aceste comori ale domnului Nicu Bud. Și atunci, cred că poate putem merge mai departe să vorbim despre tezaurul domnului Nicu Bud. Toți acești prieteni care sunt aici de față, care au scris câteva rânduri aici în această carte, fac parte din, sau care sunt cunoscuți de dânsul și care îl apreciază pe dânsul, toți facem parte din acest tezaur al domnului Nicu Bud. Noi nu putem altceva să spunem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu încă o dată pentru că ni l-a dat în această parte de țară. Să-i mulțumim și dânsului pentru că a înțeles cu adevărat ce înseamnă viața de parlamentar, ce înseamnă activitatea de parlamentar pentru binele comunității. Să-i mulțumim pentru tot ce a făcut în toate domeniile, așa s-a amintit aici, începând de la biserică și continuând cu sportul. Le pomenesc pe cele două că mi-s dragi amândouă și ca să nu mai vorbim de celelalte domenii, minerit, cultură, Academia Română și alte domenii, administrație, toți care suntem astăzi prezenți, suntem aici pentru a constitui acest buchet al prieteniei pentru domnul Nicu Bud, căruia îi dorim ca Dumnezeu să-i rânduiască și de acum înainte ani mulți și buni, binecuvântați de la Dumnezeu, cu putere de muncă și să vorbim în permanență despre tinerețea sufletească a domnului Nicolae Bud. La mulți ani! Mulțumim, părinte consilier. În timp ce vorbea părintele, mă gândeam așa. Nicu Bud este prieten cu noi toți sau noi toți, într-o atare formulă de adunare, suntem prietenii lui. Dar ia să facem un exercițiu de imaginație. Noi între noi, câți putem agrega aranjamente de prieteni? Fiecare să se gândească câți prieteni are în această sală dintre prietenii lui Nicu Bud. Nu de altfel, dar ce frumoasă era vorba aia de odinioară. Les amis de mes amis sont amis de mei. Prietenii prietenilor mei sunt prietenii Ministerului de Interne. Bănuiesc că n-ați fost informator niciunul, sau dacă ați fost, nu ați informat organele securității despre... Da. S-a mai descrețit puțin părintele Florin Codrea. Așa zice tata? Așa zice tata. Și istoria. Mulțumesc, domnule director. Stimate domnule director, drăguțelnici părinți, distins auditoriu, dragă prietene, acestea sunt vremurile, timpurile care pun stăpânire pe sufletele noastre. Proclama unic revoluționarul Thomas Paine și pamfletar totodată. Și acum să ne gândim la rândul nostru. Timpurile pe care le trăim pun stăpânire pe sufletele noastre. Trăim momente de răscruce din punct de vedere istoric, în care se încearcă disoluția unor valori perene, în care se încearcă destabilizarea unor comunități, unor națiuni. Crește extremismul peste tot, mai ales cel politic, dar vorbim și de cel religios. Încotro ne îndreptăm. Chesterton, jurnalist și scriitor britanic, se afla la un moment dat într-un vagon de tren. Și în fața lui s-a prezentat controlorul să-i ceară biletul. Evident, nervos, scriitorul a început să-și scotocească buzunarele. N-a găsit biletul. Controlorul i-a spus: "Vă cunosc, maestre. Sunt convins că aveți bilet. Verific tot vagonul și revin la dumneavoastră. Nu vă impacientați." Și cu un evident atac de panică, Chesterton a spus: "Nu mă interesează dacă mă amendați sau nu. Eu trebuie să găsesc biletul ca să știu încotro mă duc. Încotro mergem." Dacă ne gândim și vrem să analizăm o cultură, o epocă bine determinată din cursul istoriei umanității, trebuie să ne orientăm după ce venerează oamenii respectiv, ce au venerat oamenii în acea cultură, în acea epocă. Iar în lungul timpului s-au venerat aștri cerești, soarele, luna sau furtuna. Alții venerau oamenii, mai mulți zei sau niciun zeu sau un singur zeu. Haideți să ne întrebăm noi ce venerăm. Antropologii viitorului ce vor spune despre epoca pe care noi o parcurgem astăzi? Ce vor spune atunci când vor citi cărțile pe care le citim, dacă mai citim? Ce vor spune dacă vor citi revistele Glossy, care sunt devorate în zilele noastre, în care ni se vorbește de autoafirmare, de stima de sine, de autoînțelegere, de urmare instinctelor, de stăpâni de sine? Până la urmă, și noi venerăm ceva. Există un adevărat ritual al venerării în epoca în care trăim. Știți care? Selfie-ul. se cultivă într-un mod ritual de-a dreptul eul, sinele, selfiul, în care e importantă doar propria persoană. Nimeni și nimic nu mai contează. Cu cât mai mult eu și mai puțin noi, naște niște vulnerabilități evidente ale epocii în care trăim. N-am să vă întreb care dintre voi este cel mai bogat, pentru că sunteți prieteni, nu-i așa? Asta îl întreba Socrate în celebrul dialog pe care Platon l-a redat și care rămâne, din punctul meu de vedere, de neegalat atunci când vorbim despre prietenie, și anume Lysis. Dacă sunteți prieteni și adevărat ce spuneți despre prietenia voastră, înseamnă că bogăția voastră este comună, spunea Socrate. Nu putem să fim noi înșine bogați dacă nu suntem împreună bogați, dacă nu ne raportăm la același sistem de valori. Un mai mult decât celebru psiholog al lumii de astăzi, al contemporaneității, Jordan Peterson, o și spune: raportarea la valorile comune naște comunități autentice, cât mai puțin vulnerabile. Avem nevoie să ne ajutăm unii pe ceilalți, dar să învățăm coreografia altruismului, coreografia interlocutorului față în față. Sfântul Apostol Pavel o și spune: atunci când suntem față către față, bucuria noastră este deplină. Noi nu avem nevoie să fim mediați de nimic altceva, nici măcar de gadgeturi. Astăzi, motoarele de căutare Facebook sau Google ne pun împreună în grupuri de prieteni, nu aleatoriu alese, ci intenționat direcționate după cum urmărim știrile, evenimentele care au loc în preajma noastră și nici de cum după valori comune. Ajungem să răspundem la întrebarea la ce te gândești doar când ne întreabă Facebook-ul. Nu când ne întreabă un prieten uitându-se în ochii noștri și așteptând să-i dăm un răspuns, chiar dacă nu este pe măsură, chiar dacă este unul polemic al dialogului. Am fost, ca și orice copil, spunea în același tratat despre prietenie Lysis Socrate, pasionat nu sau un cal, un câine, o altă ființă sau un alt lucru, ci am fost foarte avid să-mi fac prieteni. Cât de mulți prieteni! Când am citit prima dată cartea, mi-am dat seama că am de-a face cu un alt fel de Lysis al zilelor noastre, cu altfel de paradigmă socratică de când l-am întâlnit pe Nicu Bud. Ați fost vreodată la o întâlnire în care, meticulos, când ați ajuns și s-a exprimat bucuria vederii, să se deschidă o agendă în care cu roșu, pentru punctualitate, era marcată ora, cu albastru numele dumneavoastră, și creionul cu liniarul ferm urmărea să sublinieze numele, întâlnirea, iar la sfârșit să fie bifat? Dacă da, înseamnă că l-ați întâlnit pe Nicu Bud. Ați văzut odată la o întâlnire în care să vi se spună cu patos că Dăneștiul, atmosfera care înrămează venerarea chipului matern, este preocuparea de zi cu zi și de gând cu gând, și că e important să știe cine s-a îmbătat în sat, cine a murit, cine s-a căsătorit și cum mai sunt prietenii din copilărie. Asta înseamnă să gândești și să-l vezi pe celălalt altfel, chiar dacă este diferit de tine. Asta înseamnă să fii prieten și să deschizi un dialog. Știți, poate că Chesterton, celebrul scriitor britanic, n-a avut posibilitatea să-și găsească biletul, dar lipsa lui major a fost o lipsă de prezență. N-a avut lângă el un prieten care să-i spună controlorului: știu eu unde merge. Biletul e la mine. Îl am. Avem aceeași destinație. Noi avem acest privilegiu ca astăzi să fi primit un bilet. Și frumusețea acestui bilet constă în faptul că oglindește pe deplin frumusețea sufletelor care l-au scris. Poate că Nicu Bud a pierdut în culoare, dar cu siguranță a câștigat în transparență. Și fiecăruia dintre noi ni se cuvine un astfel de deziderat. Cu timpul să renunțăm la culoare, chiar dacă devenim mai în paloare, dar să câștigăm mult în transparență. Astăzi avem un bilet. Astăzi ne poate întreba cineva față către față ce gândești și să accepte și diferența de opinii. Astăzi ni se pune în mână un bilet a cărei destinație este comună, cea a prieteniei, care vede mai mult decât orice și dincolo de tot ceea ce nu poate fi perceput ca etern și definitiv. Poate să vadă veșnicia. Astăzi, avându-l umăr lângă umăr, mână lângă mână și față în față pe prietenul nostru Nicu Bud, putem să ne spunem și noi unii altora: la mulți ani, prieteni, la mulți ani, prieteni ei, la mulți ani, Nicu Bud. Mulțumesc, Părinte Doctor. Vorbeam înainte de panegiric, aici a fost mai mult decât panegiric, a fost chiar elogiu și pentru asta trebuie să-i fim recunoscători, mai ales noi cei cărora de asemenea ne-a plăcut Platon și ne-au plăcut gândirile filosofale. Aici, buzunarul de la piept, țin un cadou pentru Nicu Bud, pe care m-am hotărât că îl dau astăzi, dar nu îl dau în orice moment astăzi, nici la început, nici la sfârșit, ci acum, pentru că urmează la cuvânt un om care va deveni invidios că nu-i dau și lui o astfel de carte, eu promit, pentru viitor. Cartea e la mine, e în posesia mea de 60 de ani. Se cheamă Petrografia. E apărută pe vremea lui Stalin, în 1952. Și originalul îl țin în tezaurul personal de acasă, pentru că și eu am crescut cu pietrele în Moigrad, unde tatăl meu era cioplitor de piatră și șef de echipă în carieră. Pe vremea aceea numai echipe erau pe acolo. Și mi-a fost foarte drag să o citesc încă de la vârsta de 4 ani, când am învățat să scriu și să citesc, pentru că mi-am dat seama, așa cum pot copiii cu mintea lor, mi-am dat seama că de multe ori lucrurile din lumea noastră seamănă cu lucrurile din universul mineral. De exemplu, ce frumos articol are Sașa, și te invit să vii spre tribună, Sașa, până mai zic eu 2-3 cuvinte. Rocile sedimentare de precipitație fizică, chimică, fizico-chimică, etc., seamănă foarte mult cu structurile de memorie ale noastre, unde se petrec de asemenea astfel de elemente, evenimente și schimbări în decursul timpului, iar faptul că astăzi nu se mai învață așa ceva este o mare durere. Va citi cu drag un specialist în domeniu, pentru că toți ar trebui să citească. Cunoașteți petroglifele de la Nazca. Nu știm ce e cu ele. Dar fiecare dintre noi am vrea să fim, până la urmă, creatori de astfel de glife. Antropoglife, care dacă ar putea deveni petroglife, evident că ar fi un mare câștig. Vă mărturisesc ceva, o să mă certe nevastă mea dacă o să audă că v-am mărturisit așa ceva. Gândul mi-a fost raglife și când am gândit această instituție. Adică să rămână și o urmă concretă, pietrificată acolo, de folos pe mai departe. Sașa Nicoliș, semnatarul unui articol superb și cel ce va primi în viitor o copie a acestei cărți. Până atunci, sărbătoritul Nicoliș. Mulțumesc, n-am nevoie de microfon. Țin cont că au mai rămas doar strict 36 de minute. Împărțit, dacă suntem aici, am dreptul la vorbire 47 de secunde. Timpul este împărțit în multe părți. Este timpul Creatorului, pe care nu-l cuprindem. Este timpul universal, care încercăm să-l cuprindem. Este timpul geologic și este timpul nostru, al tuturor, și timpul vieții. Intersecția acestor timpuri, în acest timp al vieții, m-am intersectat cu Nicu Bud ca două filoane. Eu trudind, el construind. Dar timpul înseamnă un lucru extraordinar. Are valoare exact ca și aurul. Cu cât este mai dens, și aurul este unul dintre cele mai dense materiale, prin geolog vă pot spune că are valoare prin densitate și prin raritate. Nicul are o densitate în activitate, iar timpul care creează ceva înseamnă valoare. Asta a însemnat pentru mine valoarea lui Nicu. Iar ce înseamnă timpul lui intersectat cu timpul geologic, înseamnă a rămâne în istorie. O viață nu este nici o milisecundă a timpului geologic. Dar densitatea faptelor și intersecția cu partea noastră socială și rămâne în istorie. Din acest punct de vedere mă bucur că fac și o parte din acest cerc care a făcut posibilă densitatea existențială a lui Nicu prin creație și prin realizări. Și așa, dacă el va rămâne sigur în istorie, poate rămânem și noi alături de el. La mulți ani, Nicu! Bravo! Stai aici. Să nu rămână prezidiul incomplet. Mă tot gândeam pe cine să chem. Și am stat până ți-a venit rândul la vorbă ca să rămâi aici. Și acum să îmi dați voie să mai aștern cu privirea peste chipurile dumneavoastră, dar mă duc în dreapta. Dreapta e acolo. Dreapta nu e după stânga mea, ci e după dreapta dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți mulțimea, nu cel ce indică încotro. Și ducându-mă acolo, îi întreb pe reprezentanții editotipografici. Dacă vor să spună ceva, eu i-am felicitat pentru ce au făcut și m-aș bucura să... Nu prea li se dă, celor ce muncesc de adevăratele, nu prea li se dă ocazia. Care dintre dumneavoastră doriți să spun? Nu sunteți foarte bun orator. Mulțumim, mulțumim. Domnul decan, conferențiar universitar dr. Ioan Mircea Farcaș. Domnule Nicolae Bud, domnule director, stimat auditoriu, am venit cu mare bucurie la acest prestigios eveniment, dar și cu sfială. O sfială provocată de jena că nu am fost suficient de harnic să dau la timp și eu un material la acest prestigios volum al prieteniei. Există și o dată așa. Sperând în sentimentele alese ale domnului Nicolae Bud și în bonomia domniei sale, sper să mă ierte și exprim public scuzele mele pentru această întârziere nepermisă. Cum spuneau și antevorbitorii noștri de azi, am remarcat și eu și invidiez acea agendă atât de frumos și organizat scrisă. Întotdeauna când mergeam la întâlniri cu domnia sa, era acolo. Oricât încercam să ajung eu mai devreme, domnia sa era acolo, înaintea mea. Am putea spune că este un fel de japonez, pentru că în Japonia se spune că dacă ajungi la timp la o întâlnire, la fix, ai întârziat, pentru că codul bunelor maniere de acolo trebuie să ajungi mai devreme la aceste întâlniri. Studiindu-i puțin activitatea, remarcăm că domnul Nicolae Bud beneficiază de o solidă pregătire științifică, o cultură generală deosebită. Nu oricine poate să spună că are două doctorate la ora actuală și doctorate făcute pe măsură. Eu am numărat 14 cărți, poate sunt mai multe, 14 cărți, peste 50 de articole științifice, ceea ce îl fac demn de un CV pentru orice cadru didactic universitar. În calitate de politician s-a remarcat prin stofa de politician de care a dat dovadă și este un model de politician, pentru că nu am auzit pe nimeni să spună că a fost jignit de domnul Nicolae Bud, așa cum se întâmplă de obicei în viața politică actuală. Solida sa pregătire cultural-științifică l-a făcut respectat și în mediile parlamentare, a făcut parte din cele mai prestigioase comisii parlamentare. Am citit că a fost inițiator al vreo 15 inițiative legislative. A depus și două moțiuni, dintre care una mi-a atras atenția, cea din 2012, denumită Abrambureala în educație, care duce la plagiat și eșec școlar. Cât de actuală a rămas această moțiune? Domnul Nicolae Bud a încercat, prin funcțiile pe care le-a deținut și prin poziția sa personală, să ajute cu tot ce a putut, logistic și financiar, și s-a implicat în tot ce este act de cultură, de educație și religios. Peste tot pe unde umblăm, este imposibil ca cineva să nu-l cunoască pe domnul Nicolae Bud. Acest lucru a dus la considerarea domniei sale și de a fi primit ca cetățean de onoare în 16 comune, dacă nu mă înșel, de județul Maramureș. Nu știu cine mai poate să spună acest lucru, să fii cetățean de onoare în 16 comune, iar în anul 2000 presa i-a dat o diplomă de onoare pentru cel mai harnic politician din județul Maramureș. Noi îl felicităm, îi dorim multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim la viitoare evenimente de acest tip și este o mândrie pe județul nostru că v-am avut și că vă avem reprezentant de seamă la cel mai înalt nivel al țării. Am întârziat puțin pentru că abia am coborât din tren, din trenul de București și, cum este normal în România, trenul a întârziat. Este anormal să ajungă la timp, 45 de minute am avut întârziere. Am fost pentru a pregăti conferința de luni și vă invit cu această cale. Îl vom avea ca oaspete de onoare pe Ion Caramitru, distinsul director al Teatrului Național. Și vă invit în special pe dumneavoastră, domnule Nicolae Bud, domnule director și toți cei de față, de la ora 5 în aula Centrul Universitar din Baia Mare, intrarea este liberă. Va fi o conferință urmată de un dialog, dorește domnul Caramitru, un dialog cu publicul. Și va veni cu mare bucurie. Vă mulțumesc și multă sănătate, la mulți ani. Mulțumesc, domnule decan. Spuneam la început că sunteți printre dumneavoastră și unii cu prezențe rare sau rarisime la noi. Familia Buceschi se încadrează în această categorie. Din trei câți sunteți aici de față cu sufletul deschis către Nicu Bud și probabil și cu recepția simpatiilor noastre pentru voi, de ce nu? Pentru câte lucruri frumoase ați făcut în viețile voastre sportive, vă invit pe un reprezentant al familiei să spuneți chiar și numai o frază, să vadă lumea că faceți parte, într-adevăr, din corul lăudătorilor. Nu doar ați semnat acolo. Hai că rămân aici și pot să rămân și aici. Da, te rog. Să zic, am foarte mari emoții. Noi suntem foarte onorați că suntem printre prietenii domnului Bud. Ne știm de foarte mult timp. Dânsul a fost tot timpul alături de noi, încă de la începuturi. În primul rând alături de mine, apoi alături de soțul meu Iar apoi Eliza, care a crescut odată cu noi, cu prietenia noastră. Noi dorim să-i urăm la mulți ani, multă sănătate și mă scuzați că am foarte mari emoții. Mulțumim mult! Da, mulțumim mult! Felicitări și pentru prietenie și pentru toate serviciile pe care le aduceți. Și astea, de fapt, aceste părți ale cărții și ale rostirilor de față sunt un prinos, nu un prisos, un prinos de bucurie la complexitatea unei persoane. Mă uit și la Mihai Lauru, când mi-aduc aminte de box, mă uit la voi și Daniel Cotez, l-am văzut pe aici, mi-aduc aminte de handbal. Deci, peste tot pe unde viața, coridoarele, slalomul de viață, i-a creat oportunități de a sădi organizare și de a rezolva lucruri grele. Uneori atât de grele încât te mirai cum de s-au putut rezolva. Toate astea, evident, că dau carate unei personalități complexe, multilaterale și eu sunt foarte bucuros să vă mărturisesc cu sinceritate debordantă că, deși cunosc stilul din 1991, nu i-am adoptat stilul, eu nefiind din aceeași categorie. Eu am agendele de acasă, nu le port cu mine, n-am culori diferite, n-am liniar. Deci, când eram senator și Nicu Bud împreună cu Gheorghe Brânzei deputați, am realizat ceea ce nimeni, nicio echipă de parlamentari n-a putut realiza, distribuirea corespunzătoare a energiilor noastre de lobby, în așa fel încât să rezolvăm totul. Eu am fost privilegiat că, fiind pe funcție mai mare în partid, a trebuit să țin contactul cu vârfurile, președinte, prim-ministru, niște miniștri și pe acolo alte personalități, la care și Nicu Buda a avut acces, evident, dar el a fost mai isteț, a pornit de la baza piramidei. Când îl auzeam că duce buchete de flori la secretare, n-am dus niciodată. Să știți, eu n-am dus niciodată și nici nu cred că voi duce vreodată. Și am umblat și eu pe la minister. N-am crezut că va reuși să creeze o piramidă atât de anvergurală de relații, prin faptul că a început-o de jos în sus. Eu m-am amăgit că lucrurile se rezolvă mai ușor de sus în jos. Ambii vectori sunt importanți, dar se pare că e mai înțelept să pornim așa, pe acest drum pe care, iată, îl oferă ca exemplu Nicu Bud și conferă chiar paternitate unui astfel de drum meticulos, minuțios, organizat de viață. Un semn cu ochiul și cu mâna mi-a făcut și părintele și poetul și prietenul nostru. De data asta am impresia că aproape al tuturor, Gheorghe Bud. Dragă prietenii, onorat prezidiu și distinsă asistență. Voi încerca să fiu cât mai concis în vorbirea mea, pentru că ce s-a vorbit până acum despre personalitatea domnului inginer doctor Nicolae Bud, cred că este cu asupra măsură. Eu voi spune doar câteva cuvinte legate de un filozof antic, Diogene, care ziua în amiaza mare era cu o lampă aprinsă pe ulițele cetății și, fiind întrebat ce cauți, el a răspuns: un om. Evrica, ecce homo, l-am găsit, omul cu majuscule, pe Nicolae Bud. Să ne trăiți cât tricolorul. Și cum spuneam eu, o credincioasă de-a mea, părinte, să nu muriți în veci, să fiți nemuritori. La mulți ani! Mulțumim, părinte! Dacă cineva mai face un semn cu ochiul în afară de primarul din Mireșul Mare, să-mi spuneți, lui dau cuvântul că e acolo. Pater familia, nu, la final vorbește, sărbătoritul. Ioane, da. Ai cuvântul. Da, e gata. Ioan Mătieș. Atunci nu o mai prezint. De fapt, toată critesența acestei întâlniri s-ar convârti așa ca și o aură de filozofie mai puțin să zic așa, înțeleasă de cei care suntem chiar mai puțin avizați în ale oratoriei. De fapt, domnul Nicu Bud este cartea noastră de vin. Iar în Dănești este practic proprietarul spiritual al acelor locuri. N-ar vrea să mă repet, pentru că și fac aici o paranteză, domnule Teodor Ardelean. Până de foarte multe ori am spus că cine întâmplarea de la Finteuș, nu? Că cine vorbește după domnul ăsta, adică Teodor Ardelean, și cântă după corul din Finteuș, n-are nicio haznă. Deja, domnul Tedi, am observat, chiar la masa dumneavoastră, și n-aș vrea să dau un nume, nu că aveți o concurență, dar au apărut niște oratori, niște filozofi concreți, care știu cum să aprecieze oamenii de valoare. Oameni de valoare de care noi chiar ne mândrim. Eu nu mai vreau să întind prea mult vorba, pentru că o să o facem după ce ieșim noi afară. Domnul Nicu Bud. Domnule Nicu Bud, uită-te în ochi. Eu, în calitate de primar al acestei comune, și nu vreau să-i mulțumesc dânsului, iar vreau să știți dumneavoastră că cea mai importantă comună unde domnul Nicu Bud este cetățean de onoare, este comuna dânsului. Și n-a uitat, și nu numai că n-a uitat, chiar nu numai că mă sună, dar se implică direct în problematicile și necesitățile comunității din Mireșul Mare, mult mai mult decât ar fi necesar sau decât se implică cei care la ora actuală sunt plătiți să o facă. Să facă așa ceva. Domnul Nicu Bud, eu vă mulțumesc că existați și vreau să vă dea Dumnezeu, așa cum spuneau foarte mulți pe aici, să vă dea Dumnezeu atâta sănătate, bucurie, cât sunteți dumneavoastră și sunteți în stare să ne oferiți și nouă. Apreciem prietenia dumneavoastră. Domnul Tedi, mulți ani că ți-ai făcut pomană să mă lep să vorbesc. Și la tine ziceau non multa sed, mulți am fain. Îți dorește emoție, cred că se vede lucrul ăsta. Sunt de felul meu un om emotiv și trăiesc lucrurile astea. Acum, întâmplarea de astăzi este un fel de odă a prieteniei. Titlul acestei cărți nu mă aparține. Nici nu vreau astăzi să dezvălui cine mi l-a inspirat. Persoana de sex feminin care l-a inspirat se va rosti peste 2 săptămâni și cred că domnul Ardelean va transmite ce a fost aici, la Academia Română, când acest volum, avându-l pe domnul Răzvan Tădărescu, vicepreședintele Academiei, în calitatea de domnul Ardelean de astăzi, va fi acolo și va putea să vă spună după aceea. Oricum, cuvântul dumneaei se găsește aici, în cartea aceasta, și a dat un titlu cărții foarte inspirat și aproape invidiat de foarte multă lume. Mi-a creat și, prin acest mod, o mare bucurie. Vreau să vă mulțumesc în numele meu, în numele soției mele, scriitoarea Florica Bud, care văd că se ocupă, cred, de punctul următor. La toți care v-ați găsit vreme să fiți alături de mine astăzi și vreau să vă spun că mi-ați făcut o mare bucurie. Vreau să mulțumesc tuturor celora care s-au rostit astăzi în fața dumneavoastră și vreau să-i asigur și pe dânsii și pe dumneavoastră că lucrurile acestea și rostirile acestea vor rămâne mereu în inima și în sufletul meu. Vreau de asemenea să spun că fără străduințele unora care au lucrat la această carte și acum sigur sunt câțiva care s-au și mai pomenit aici, cei care s-au ocupat să le adune toate materialele primite de la cei care s-au scris, cei care au consemnat opinii. Este vorba de domnul profesor dr. Adrian Sabău. Și prin să zic așa, profesionalismul celora de la tipografia Ceconei, prezența aici și proprietarul și directorul tehnic, a ieșit ceea ce aveți în mână. Concomitent cu cartea aceasta a ieșit încă una. Sigur că dacă va fi vremea odată, înăuntru acestui an și dacă am fi sănătoși, sigur o carte provocatoare, devoalez azi doar titlul. Crizele și managementul strategic, o abordare pragmatică din lumea vieții trăite. Cartea apare la editura Academiei Române, cu o prefață a domnului academician Alexandru Surdu. Aceasta, după cum ați observat, și noastră, este cu o prefață a domnului vicepreședinte al Academiei, domnul academician Răzvan Dobrescu, prieten cu subsemnatul și cu mulți de aici, inclusiv cu domnul Ardelean. A avut răbdarea să-mi cunoască satul, a avut răbdarea să vie la mine în casă, la țară, a avut răbdarea să vadă inclusiv clasa din Lufecești la care am plecat, fiindcă vreau să vă spun că mama mea, care a fost o ființă deosebită, eu zic că a fost o sfântă, a observat oarește calități la mine, că l-a făcut pe tata ca din clasa a 6-a să mă trimită la școală în Baia Mare. Ea a fost prima, deși avea doar două clase. Că a văzut ceva. Acum eu nu știu dacă a avut o inspirație divină, dar ceva a avut, încât m-a depărtat de casă de la o vârstă relativ fragedă și prin sprijinul mătușei mele, sora tatei, mătușa Gămpina, care locuia în Baia Mare, locuiește și astăzi și trăiește încă, am stat în gazdă și mergeam doar la sfârșit de săptămână și în vacanțe în sat, să-mi văd părinții. Marele meu regret față de amândoi și față de mama și tatăl meu este că nu le-am spus atâta vreme cât au trăit, cât de mult i-a răbit. Astăzi mă rog, ori de câte ori vin acasă, că încă mai lucrez așa și lucrez cu lumea tot la un maramureșan, poate la ora asta, cel mai important om de afaceri din România industrială, dacă a mai rămas ceva industrie în România. Dar oricum, fabrica aceasta este cea mai veche fabrică care funcționează de prin 1880. Este în sală și soția unui prieten care întâmplător astăzi este la Arad. Sigur, așa sunt lucrurile făcute. Sunt, de asemenea, niște lucruri care aș fi vrut să le rostesc, cum sunt picuț, așa, bulversat. Ce s-a spus aici? Cred că e un picuț prea mult. Sunt câțiva oameni în sala aceasta care merită din partea mea o nominalizare specială. te-ai de amintit ceva și sigur el este unul dintre ei, dar nu cred că ar fi putut face lucrul ăsta singur dacă nu ar fi complotat împreună cu domnul inginer Ioan Dulfu. Și ei m-au făcut ca să, din 91, să mă implic în politica post-decentistă. Altfel, nu aș fi făcut. Vă spun cu sinceritate. Dar înșiși am trezit această... Îmi plăcea mult activitatea politică. Am făcut politică de felul care se făcea atunci. Am fost secretarul de la cea mai mare școală din România, domnul profesor Albu, care era îndrumătorul de cel la grupul școlar miner. Uzina vie. Avea în jur de vreo 4500 de uteciști. Copilul de țăran din Danestii Chioarului a Maramureșului a ajuns să fie liderul acelei școli, din acel punct de vedere. Am fost președintele studenților și așa am creat prietenii. Mulți care se exprimă în această carte, îi cunoaștem de pe vremuri de atunci. Vreau un cuvânt de mulțumire să-i aduc profesorului meu, cu care scriu cărți astăzi, are 85 de ani, profesorul Aurelian Simescu, cu care păstrez o legătură încă din primii ani de facultate, din 74, și că au trecut peste 50 de ani, și noi suntem împreună, scriem, chiar cartea despre care v-am pomenit a apărut de câteva zile, au finalizat-o și vreau să le mai aduc un, ca să fie împlinirea completă. Editorul cărții de la editura Academiei mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp. Minunat! Deci, cartea a apărut în condiții grafice deosebite. Vă mai fac o mică confidență și cu asta am trecut. Eu când m-am dus la tipografia Ceconii, acum să-i și cunoașteți, le-am adus o carte, cartea lui Florin Georgescu, acolo prim viceguvernator al Băncii Naționale, care recent a scos o carte și vă recomand să o citiți în 3 volume, Capitalul. Nu e ăla lui Marx, dar e Capitalul. Și l-am rugat pe... Mă rog, pot să zic așa, Marian, prietenul Marian Grau, am zis, Mariane, vreau ca virgulă cartea aceasta să fie deasupra cărții lui Florin Georgescu. În asemenea măsură, când eu o să-l dau, să se uite cu invidie la cartea pe care eu am primit-o acum câteva luni de la dânsul, Capitalul. Încă o dată, îngăduiți-mi respectos să vă mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici, și să vă invit și să-mi faceți bucuria de a poposi un picuț și la o agapă, așa cum bine a devenit-o prietenul meu și al dumneavoastră, domnul Dr. Teodor Ardelean. Vă mulțumesc mult! Să nu uitați că acolo unde trebuie să mergeți se cheamă Sala de Cenac lui Ion Burnar, iar responsabil este Florica Bud. Ea e președinta acestor asociații de scriitori. Vă mulțumesc!